Crăciun fericit și sărbători binecuvântate vă spun dumneavoastră, dragi telespectatori și familiilor dumneavoastră. Astăzi este sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, o sărbătoare mare în toate bisericile. Sunt preotul Claudiu Bulai și pentru aproximativ 30 de minute voi fi gazda dumneavoastră. În ediția de astăzi a emisiunii Lumina Creștinului vom vorbi tocmai despre Crăciun, despre cum a fost primul Crăciun, despre cum ne-am pregătit pentru acest Crăciun și cum îl trăim astăzi. Vom vorbi de asemenea și despre colinde și despre celelalte tradiții creștine care au loc în această perioadă. De asemenea, vom vorbi și despre cum ar trebui fiecare creștin să trăiască astăzi când Dumnezeu este în mijlocul nostru. Vom discuta despre toate aceste teme împreună cu invitații acestei ediții. Îl salut pe Părintele Petru Sebastian Tamaș, responsabilul oficiului pentru pastorația școlară din Dieceza de Iași și totodată directorul Căminului Catolic Saverianum din Copou. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit și Crăciun binecuvântat! De asemenea, Părintele nu a venit singur, a venit împreună cu doi liceeni de la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu, de aici din Iași, care locuiesc la Căminul Catolic Saverianum. Le spun bun venit Ioanei Bonaparte și lui Cristian Grițcu. Bine ați venit! Așadar, este Crăciunul, este nașterea Domnului. Cum trăiți această sărbătoare? Cum simțiți Crăciunul, Părinte Petru? Crăciunul acesta îl trăiesc fiind atins de două cuvinte care au marcat timpul de pregătire la sărbătoarea nașterii Domnului, și anume speranță și bucurie. E pe de o parte o sărbătoare a speranței, speranță că acest prunc care se naște la Betleem va aduce în sufletele oamenilor mai multă bucurie, că cu această ocazie oamenii vor deveni cu adevărat mai buni, că în lume va fi mai multă pace. E pe de altă parte un motiv de bucurie, deoarece pruncul care se naște la Betleem vine să sfințească colțurile cele mai întunecate ale vieților noastre, pătrunde acolo unde lumina iubirii, acolo unde întunericul a pătruns mai mult decât lumina, acolo unde lipsește adevărata iubire. Ca și creștin, ca și preot, trăiesc această sărbătoare a Crăciunului în familia lărgită a bisericii, participând la Sfintele Liturghii, administrând Sfintele Sacramente și împărtășind cu ceilalți credincioși această mare bucurie a nașterii Domnului. Voi, dragi tineri, cum trăiți sărbătoarea Crăciunului? Sărbătoarea Crăciunului am petrecut-o acasă, în familie, alături de fratele și de părinții mei, și pot spune că la un nivel mult mai larg am trăit-o alături de întreaga comunitate din satul meu, simțindu-ne ca o familie. Pentru mine pot să spun că e una dintre cele mai așteptate zile din tot anul. Am început Crăciunul cu tradiționala deschidere de cadouri în cadrul familiei, alături de mama mea și cei doi frați mai mici. Mai târziu am continuat cu Sfânta Liturghie de la Catedrala din Chișinău, iar apoi am continuat cu tradiționala masă și o seară frumoasă, sper să o petrec cu prietenii. Dar cum a avut loc primul Crăciun? Ce ne spun Evangheliile? Părinte Petru. S-a întâmplat de mult, sunt mai bine de 2000 de ani de atunci. Și, într-adevăr, cei care amintesc despre acest prim Crăciun sunt evangheliștii. Primul dintre ei este Sfântul Matei. El deschide această relatare despre nașterea lui Iisus cu o genealogie a lui Iisus, vrând astfel să arate că Iisus devine om, făcându-se asemenea nouă, nefiindu-i rușine de om. Mai mult, se face o legătură cu el ca fiind fiul lui David, noul rege, cel care avea să elibereze cu adevărat pe tot omul. Apoi, evanghelistul Matei amintește de acel episod când Sfântul Iosif se teme de ceea ce urmează, dar îngerul îl întărește. Putem face o comparație cu teama pe care noi o avem adesea în fața marilor provocări ale vieții. Urmează apoi acel episod care redă vizita magilor, trei străini de departe vin să se închine, în opoziție cu poporul evreu care este acolo și rămâne la distanță, dar mai ales în opoziție cu împăratul Irod, care pune pe soldați să ucidă pruncii. Astfel, Sfântul Matei ne spune tuturor că Iisus a venit în lume, dar cei care trebuiau cu adevărat să-L primească nu L-au primit. Apoi, Sfântul Evanghelist Luca deschide acest episod al nașterii Domnului povestind vestea faptului că Iisus se va naște din Fecioara Maria, vestea Arhanghelului Gabriel, și apoi, relatând acest episod al nașterii, amintește de păstorașii care în toiul nopții au văzut o lumină, acolo au auzit un glas al îngerului care îi trimite la Betleem că li s-a născut un Mântuitor. Corurile de îngeri
cântă mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ. Ajung la Betleem, văd minunea și se întorc lăudându-L pe Domnul. Mai târziu, păstorii aceștia sunt cei o imagine pentru noi creștinii a modului în care oamenii simpli, oamenii buni, se deschid în fața misterului Domnului. Este și evanghelistul Ioan, care nu realizează neapărat o prezentare istorică a nașterii Mântuitorului, ci mai mult exprimă o viziune teologică, și anume amintește de faptul, de motivul fundamental al acestei bucurii a Crăciunului, faptul că cuvântul s-a făcut trup. De asemenea, spune tot Sfântul Ioan că Iisus la ei săi a venit și ai săi nu l-au primit. E de fapt și aici o notă de tristețe. Iisus vine la noi și noi ne închidem inima în fața acestui dar care este Iisus Domnul. Așadar, vorbiți despre faptul că atunci când a venit Iisus pentru prima dată, într-un fel a fost respins de poporul israelit. Dar astăzi, când fiecare om, fiecare creștin știe că pe 25 decembrie este Crăciunul, mai este Iisus lăsat deoparte? Cum trăiesc creștinii astăzi Crăciunul? Eu aș merge cu întrebarea puțin mai departe și m-aș întreba, dacă noi am fi trăit pe vremea aceea, oare cum am fi reacționat? Oare ar fi fost altfel? Nu știu să vă spun, dar probabil oamenii sunt la fel și atunci și astăzi. Astăzi există creștini și destul de mulți care se pregătesc așa cum se cuvine pentru această sărbătoare, care trăiesc din plin Crăciunul, se spovedesc, se împacă cu Dumnezeu, cu aproapele, aduc pacea în casele, în familiile lor, în societate. Dar, pe de altă parte, se observă și o oarecare superficialitate în a trăi profunzimea mesajului Crăciunului. Există, vedeți, astăzi foarte multe realități care doar amintesc de Crăciun, fără însă a intra în discuții aspecte care privesc persoana lui Iisus. De exemplu, foarte multe colinde care nu mai conțin cuvinte referitoare la Iisus, se dă liber cu ocazia sărbătorilor, dar cu toate acestea nu mai avem timp să ne apropiem de Domnul, să vorbim cu Iisus prin rugăciune. Așadar, riscăm să avem o sărbătoare fără sărbătorit. Spunea cineva odată, sunt luminițe peste tot, dar degeaba sunt atâtea lumini peste tot dacă în suflet e încă întuneric. Vedem că oamenii sunt într-adevăr slabi și chiar dacă cei din trecut au avut momente de slăbiciune, iată că și astăzi se mai întâlnesc cu oameni care au fost slabi. În schimb, aș dori să intre pe tineri. Dintre personajele care apar în Evanghelie, în relatarea despre nașterea lui Iisus, care dintre ele v-au impresionat și de ce? Pot spune că am fost și rămân profund impresionată de mama lui Iisus și mama noastră Maria, care atunci când îngerul Gabriel îi aduce vestea cea bună, și anume că va fi mama Fiului lui Dumnezeu, ea răspunde cu fermitate și cu hotărâre, dar în același timp și cu umilință. M-a impresionat acest răspuns, deoarece, făcând o paralelă cu viața și cu lumea din ziua de azi, consider că nouă ne-ar fi mult mai greu, poate chiar imposibil, să dăm un răspuns atât de prompt, și de aceea consider că răspunsul Mariei este un model de acțiune pentru noi și un model de trăire concretă a credinței. Cristin? Pe mine personal m-au impresionat păstorii, deoarece am observat la ei, deși se aflau într-un loc retras, cu puțină lume, și văd pentru prima oară în viața lor niște îngeri pe cer, totuși ei se încred în cele spuse de ei și continuă să creadă că, într-adevăr, la Betleem s-a născut un Mântuitor, un Domn al lor, și se pornesc spre Betleem cu acea dorință puternică în ei de a-L vedea pe Domnul și de a se închina Lui. Într-adevăr, astfel de personaje putem să regăsim și în zilele noastre. Sunt persoane care răspund afirmativ invitației Domnului, sunt persoane care doresc să afle despre ceea ce vorbesc Evangheliile. Dar noi știm că Iisus nu a venit așa dintr-o dată. Noi știm că au fost profeți, au fost oameni care au vorbit despre venirea lui Iisus. Părinte Petru, puteți să dați câteva nume de profeți care au vestit nașterea lui Iisus? Într-adevăr, Iisus nu a venit la întâmplare, El nu a căzut ca o cometă din înalt, și venirea Lui a fost pregătită de viacuri. Dacă privim în Cartea Sfântă, în Biblie, descoperim cum chiar în Cartea Genezei Dumnezeu promite omului, imediat după căderea în păcat, venirea unui răscumpărător care să-l ridice din mizeria lui. Apoi a trimis profeții, acești oameni, mesageri ai Domnului, care aveau misiunea de a păstra mereu vie în inima credincioșilor, a evreilor, conștiința că ei sunt copiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi iubește,
să aveau datoria de asemenea să-i mângâie în momentele de încercare. Ne amintim, de exemplu, de perioada robiei în Babilon, a exilului, în toate momentele grele pe care le-a îndurat poporul evreu. Deci profeții aveau acest scop de a păstra mereu vie această speranță a poporului. Unul dintre profeții care se distinge prin elementul acesta mesianic, adică al vestirii, al anunțării nașterii lui Isus, este profetul Isaia. El spune la un moment dat: iată, fecioara va zămisli și va naște un prunc căruia îi se va da numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Un alt profet este profetul Miheia, care spune: și tu, Betleeme, nu ești nici de cum cel mai mic dintre orașele lui Iuda, pentru că în tine se va naște Dumnezeu, Salvatorul tuturor. Dacă e să venim mai aproape, ajungem la personalitatea, dacă vreți, a lui Ioan Botezătorul, care spune despre cel care urmează, adică despre Iisus: iată, după mine vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic nici să-i dezleg cureaua încălțămintei. Perioada de așteptare, dar pentru Vechiul Testament, dar o perioadă de așteptare a fost și în biserică în aceste zile. Și în timp ce colegii mei vor derula pe micile ecrane imagini cu perioada de pregătire, dar și cu Crăciunul, aș dori să-i întreb pe tineri dacă în ultima perioadă, când au intrat în biserică, ce ați văzut nou, ce ați găsit schimbat acolo? Sincer, am observat mai multe ca în fiecare an. În primul rând, preotul schimbă veșmintele din culorile tradiționale verde în violet, ceea ce înseamnă o perioadă de un proces de pregătire pentru noi credincioșii. În cadrul liturghiilor, înainte de binecuvântarea finală, se închid becurile, iar toți cântăm în cerul Domnului. Iar s-o lăsăm și pe Ioana. Ioana, tu ce ai observat? Într-adevăr, biserica a suferit anumite schimbări în acest timp de pregătire, a căror menire a fost evidențierea acestei pregătiri interioare și acestui timp de așteptare. Am observat că pe altar a fost pusă coroana cu cele patru lumânări, care avea rolul de a le aminti credincioșilor că în fiecare duminică, cu fiecare lumânare nouă aprinsă, se apropie mult așteptata sărbătoare a nașterii Domnului. Părinte Petru, tinerii deja au surprins câteva simboluri, câteva lucruri prezente în aceste ultime patru săptămâni, numit de noi Advent sau Postul Crăciunului. Vă rog să explicați telespectatorilor ce înseamnă Advent și celelalte simboluri care însoțesc această perioadă. Termenul Advent vine din limba latină, de la Adventum, desemna pregătirea pentru venirea unui rege sau unui zeu. Creștinii și-au însușit acest cuvânt, asociindu-l cu pregătirea lor pentru sărbătoarea Crăciunului, arătând în felul acesta cine era pentru ei Iisus care se naște la Betleem, era regele care trebuie să vină. Apoi, perioada aceasta Adventului, încă din Biserica Primară, chiar de la începutul creștinismului, avea două obiective majore. În primul rând, îi pregătea pe creștini pentru a doua venire a Domnului la sfârșitul timpurilor și, de asemenea, pentru această sărbătoare a nașterii Domnului. Deci, în câteva cuvinte, aceasta ar fi semnificația acestui timp, Adventului. În ceea ce privește celelalte elemente pe care le-au amintit acești tineri, mă opresc mai întâi la coroana aceea pe care o observăm toți creștinii catolici, mai ales în apropierea altarului. E o coroană rotundă din brad sau pin. Culoarea verde a bradului ne amintește de speranță și de speranță, mai ales de o speranță în veșnicie, într-o viață veșnică. Forma rotundă este un simbol al infinitului, dacă vreți, un simbol al fidelității lui Dumnezeu care se ține de promisiune, un simbol al legământului. De asemenea, pe această coroană sunt așezate patru lumânări, se aprind treptat câte una în fiecare duminică, arătând în felul acesta iminenta venire a Domnului. Lumina care se aprinde este un simbol al lui Iisus, lumina lumii care alungă întunericul și aduce omului adevărata lumină. Am mai auzit de asemenea alte practici creștine din această perioadă a Adventului, cum ar fi acea rugăciune Îngerul Domnului, care se face la finalul liturghiei. Aș dori să amintesc că încă de la început, perioada Adventului a avut-o în centrul ei și pe Sfânta Fecioară Maria, având în vedere legătura ei cu acest mister al întrupării, cu misiunea specială pe care a primit-o de la Domnul.
stingându-se luminile, creștinii vor să evidențieze ce înseamnă întunericul și cât de importantă este lumina. E cumva, dacă vreți, o sete după lumină, după Iisus, care este lumina vieții noastre. Dar în ultimile zile, în ultimile 9 zile din perioada Adventului, acest post al Crăciunului, creștinii se roagă un pic mai mult, cântă psalmi. Care este simbolistica? Este cumva a doua perioadă a Adventului în care se intensifică această pregătire, dorește să exprime această nevoie tot mai urgentă a omului după Dumnezeu, după Cel care îi dă omului adevărata speranță și, aș sublinia un lucru, Iisus care se naște la Betlehem vine să-i aducă omului adevăratul sens al vieții. Adică, prin Iisus care se naște la Betlehem, viața mea, a dumneavoastră, a telespectatorilor, are un sens. Iar Crăciunul ne dă acest sens al vieții. Și pentru că vorbim de pregătire, vorbim de perioada de așteptare a venirii Domnului, dragi tineri, doresc să vă întreb, voi cum v-ați pregătit pentru sărbătoarea Crăciunului? Cristi? În timpul Adventului am pus mult accent pe cât mai des să mă spovedesc. Totodată, după fiecare spovadă, să încerc să mă împărtășesc. Iar cele predicate în timpul liturghiei, să le pun și în viața personală. Ioana? Pentru mine, Adventul a fost dintotdeauna o perioadă de oportunități, în sensul că dacă în restul timpului uităm să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, în această perioadă avem șansa de a ne îndrepta mai mult către El. Astfel am încercat să particip cât mai des la Sfânta Liturghie, să mă împărtășesc, iar pe lângă rugăciunile pe care le fac dimineața și seara, mi-am propus și am reușit să citesc în fiecare zi din Evanghelie câteva versete care au avut un efect benefic asupra mea, putând astfel să îmi sustrag hrana spirituală și motivația pentru ziua respectivă. Toată această perioadă de pregătire a culminat cu sărbătoarea Crăciunului. Noaptea de ajun și ziua Crăciunului sunt marcate de celebrări solemne. Cum au trăit creștinii acest Crăciun de anul acesta? Creștinii buni s-au pregătit cu adevărat pentru această sărbătoare, s-au pregătit mai ales sufletește, împăcându-se cu Dumnezeu, cu aproapele, iar în noaptea de Crăciun, în ziua de Crăciun, au participat la aceste sfinte celebrări. Aceste celebrări au inclus și momente speciale, de exemplu, s-a intonat din nou acest cântec mărire, care nu s-a cântat în perioada Adventului. Acest cântec de mărire amintește de primul colind din istoria omenirii, colindul îngerilor din noaptea de Crăciun, mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. De asemenea, bisericile s-au îmbrăcat în straie de sărbătoare, creștinii au cântat, s-au rugat din toată inima lor. De asemenea, întorcându-se de la biserică, creștinii au purtat cu ei bucuria aceasta nașterii Domnului. Spunea fericitul Vladimir Ghica că există 2 tipuri de liturghii, liturghia de la liturghie și liturghia de după liturghie. Iar creștinii buni sunt cei care au dus cu ei pacea și bucuria din biserică, în familie, la locul de muncă, în societate. Încă de aseară, cei care au participat la celebrările liturgice au putut vedea oiesele sau presepiu, cum mai este numit în Biserica Catolică, au putut vedea de asemenea brazi, ornamente, lumini. Care este semnificația acestor lucruri? Încă din primele secole, creștinii și-au exprimat dragostea, prețuirea lor față de gestul pe care îl face Iisus de a se întrupa, construind iesle și diferite reprezentații ale nașterii sale. Un rol deosebit în dezvoltarea acestor reprezentații l-a avut Sfântul Francisc de Assisi, care pe la anul 1223, lângă Roma, după o vizită pe care o face în Țara Sfântă și la Basilica Maria Maggiore din Roma, construiește acolo un prezepiu din acesta care redă Betleemul aproape în mărime naturală. Se știe despre Sfântul Francisc că îl iubea enorm de mult pe pruncul Iisus și spunea el că Crăciunul este mai mult decât o sărbătoare. Era impresionat de această iubire a lui Hristos care vine în fața noastră dezarmat. El vrea să ne cucerească, îi spunea Sfântul Francisc, Iisus, prunc, vrea să ne cucerească din interior, nu din exterior, pentru că această iubire a Lui este aceea care dărâmă ziduri, care leagă și apropie oamenii unii de alții. Bineînțeles, de-a lungul timpului, creștinii au transformat aceste reprezentații de Crăciun într-o adevărată artă. Eu mi-amintesc de prezepiul din biserica parohială în care am crescut, mi-amintesc de asemenea
cum părinții mă duceau prin fața acestui prezepiu și îmi spunea, uite, acolo este Iisus, cel care s-a făcut om. Și mi-a rămas în minte imaginea animalelor cu care au venit magii, erau deosebit de impresionante și era impresionant de asemenea să vezi cum părinții trec cu pruncii lor pe acolo prin fața Betleemului și le arată, uite, acesta este Iisus care ne-a iubit și a murit pentru noi. În schimb, pe lângă această iesele și celelalte ornamente, noi știm că în tradiția creștină mai există și alte obiceiuri, alte lucruri care se fac și mă refer în special la colinde. De aceea doresc să vă întreb, dragi tineri, voi aveți o colindă preferată și dacă puteți să ne rostiți câteva versuri, Ioana? Colindul meu preferat se numește Copilule cu ochi senin. Este un colind de care mă leagă multe amintiri din copilărie, fiind colindul pe care a trebuit să-l prezint la o serbare din clasele primare. Prima strofă ar spune astfel: Copilule cu ochi senin, tu iarăși vii printre străini, în peșteră pe paie reci, tu capul iarăși ți-l apleci. Foarte frumoase versuri. Cristi? Eu am o colindă preferată încă din copilărie, când mergeam prima oară cu colindul, tradițională colindă O ce veste minunată, și până acum știu, O ce veste minunată, în Betleem ni se arată, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Colind foarte bine cunoscut, dar aș dori să vă întreb, dacă mergeți acasă, la voi, în locurile de unde proveniți, cum se trăiește Crăciunul? Sunt alte obiceiuri, alte tradiții? Eu sunt din Pralea, o localitate din județul Bacău, și de obicei, în ajunul Crăciunului, copiii obișnuiesc să împodobească bradul, după care pornesc la colindat, pornind dintr-un capăt al satului pe lumină și ajungând înapoi acasă tocmai seara. După care familiile se pregătesc împreună și merg la Sfânta Liturghie, iar mai apoi se întâlnesc cu rudele, cu frații, cu bunicii și petrec astfel un timp împreună. Cristi? Eu sunt din Chișinău și tradițiile la noi diferă puțin de cele de aici. Cu o săptămână înainte de Crăciun, tinerii sunt invitați să împodobească brazii și biserica pentru această sărbătoare, iar în timpul acelei săptămâni ne adunăm, pregătim diverse obiecte de lucru manual sau prăjituri, dulciuri pentru a le vinde, iar mai apoi să facem pachete pentru familiile sărace. În noaptea de Crăciun asistăm cu toții la Sfânta Liturghie, iar mai târziu mergem să-l colindăm pe Părintele Paroh pentru a fi răsplătiți cu dulciuri. În duminica, sau în ziua de Crăciun, parohia împreună cu noi animatorii organizăm un spectacol pentru cei mici, în care îl avem pe invitat ca Moș Crăciun, iar mai târziu răsplătim și noi cu dulciuri. Așadar, tradiții care le găsim în diferite locuri, dar cum ar putea să trăiască mai bine fiecare creștin acest timp în care Dumnezeu este în mijlocul oamenilor? Părinte Petru, pe scurt. Găsesc foarte interesantă această logică a darului cu ocazia Crăciunului. În primul rând, dăruim pentru că însuși Iisus este darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă și este cel mai mare dar. Cineva care iubește seamănă foarte mult cu cel pe care îl iubește. De asemenea, noi știm că Iisus este prezent în ceilalți, mai ales în cei săraci, în cei care au nevoie de ajutor. Iar atunci când dăruim, de fapt îi dăruim lui Iisus care este prezent în acești oameni. Am găsit o explicație deosebit de interesantă, mi s-a părut, despre această logică a darului, și anume, pornind de la un text din Psalmul 95, când ziua aceea copacii vor picura dulceață, râurile vor fi pline cu lapte și miere, atunci când vine Hristos, se împlinesc aceste cuvinte și astfel El ne dăruiește această dulceață, această miere. Noi am preluat astăzi acest obicei și dăruim celorlalți ceea ce avem mai bun. Ne dăruim pe noi înșine. Cred că acesta este cel mai mare dar pe care îl putem face. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, de aceea vă rog pe fiecare dintre voi să faceți o urare atât de Crăciun, dar și de Anul Nou pentru telespectatorii care sunt acum în fața televizoarelor și ne urmăresc. Părinte Petru? Se spune despre Crăciun că este sărbătoarea omului bun. Cred cu tărie că de Crăciun orice creștin trebuie să fie mai bun. De aceea, dragi telespectatori, vă doresc din toată inima ca cu ocazia acestui Crăciun să fiți cu adevărat mai buni. Ioana? Dragi telespectatori, vă doresc un Crăciun binecuvântat și ca pruncul Iisus să vă ofere înțelepciunea și tăria necesară trăirii credinței voastre cu cât mai multă bucurie. Cristi?
Iubitorii spectatorilor, ca nu doar astăzi Crăciunul să fie o zi așteptată, ci orice zi din viața lor să fie un Crăciun mai mic, pentru că așa cum îl așteaptă astăzi pe Mântuitor, să-l aștepte în fiecare zi, să-și facă mai mult timp pentru cei dragi, să aibă parte cât de cât mai multă căldură și dragoste. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Lumina Creștinului. Mă alătur invitațiilor mei, dorindu-vă și dumneavoastră să aveți sărbători binecuvântate, să aveți zile de pace și liniște împreună cu cei dragi. Le mulțumesc celor care au fost prezenți în platou pentru gândurile frumoase și pentru toate cele care le-au împărtășit împreună cu noi. Reținem la finalul acestei emisiuni că Iisus este Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Noi nu avem un Dumnezeu care să fie departe de noi, ci avem un Dumnezeu care este în mijlocul nostru. Sunt preotul Claudiu Bulai. Vă mulțumesc pentru atenție că ați rămas alături de noi timp de aproximativ 30 de minute și vă dau întâlnire peste două săptămâni la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Crăciun binecuvântat!